la un numit care s-au gândit din stat. Călin Popescu Tăriceanu face declarații. Am primit solicitarea din partea Procurorului General referitor la domnul Toni Greblă, prin care se solicita aprobarea arestării preventive și trimiterea în judecată. Documentele au sosit, ele, așa cum v-am spus și mai devreme, vor intra pe circuitul prevăzut de regulamentul Senatului, va fi sesizat biroul permanent și în cadrul biroului permanent vom decide ce vom face în continuare. În mod normal, cum am procedat și în alte cazuri similare, ele vor fi înaintate Comisiei Juridice spre analiză. Sigur că, între timp, ca să nu vă las să mă întrebați dumneavoastră, am luat și eu act de știrile care au apărut în ultimile 15-20 de minute. Domnul Toni Greblă, judecător în cadrul Curții Constituționale, și-a dat demisia. Ca atare, am putea spune că solicitarea Procurorului General nu mai are obiect, însă nu voi putea să procedez altfel decât v-am spus înainte, decât în momentul în care voi primi și vom înregistra din partea Curții Constituționale o înștiințare în acest sens, prin care să luăm act de demisia oficială a domnului Toni Greblă. Și atunci asigur că acest întreg mecanism de care am vorbit înainte nu mai are niciun rost. Și-a dat demisia, ci ulterior stabilește biroul permanent că rămâne fără obiect cererea procurorilor sau cum? Că n-am... Da, poate să constate și biroul permanent că rămâne fără obiect cererea procurorilor din moment ce nu mai are calitatea de membru al Curții Constituționale. Până să vină această înștiințare de la curte, dumneavoastră mai convocați biroul? Acum nu, v-am spus că luni avem ședință de birou și că am înaintat documentele primite din partea Procurorului General către biroul permanent. O precizare. Vă rog. Nu va fi suficientă publicarea în monitorul oficial al demisiei, pentru că probabil mâine se va și publica demisia lui Toni Greblă de la curte. Da, sigur că da. Da, sigur că ele trebuie făcute toate în bună ordine, ținând cont de prevederile legale. Când veți demara procedurile pentru numirea unui nou judecător al curții, pentru că Senatul este cel care l-a propus? După ce luăm act de demisie. Asta înseamnă că de săptămâna viitoare... După ce se publică în monitor oficial și luăm act de demisie, până atunci nu putem. În opinia dumneavoastră, care grup parlamentar ar trebui să facă propunerea pentru noul judecător? Tot grupul parlamentar care a făcut propunerea și pentru Toni Greblă. Adică care are majoritatea? Eu v-am răspuns. Nu știu care, din partea cui a fost propus, din câte bănuiesc, a fost propus din partea grupului majoritar, din partea grupului PSD. Da, acest lucru se va discuta, fără îndoială, în cadrul Senatului. Pe cine vedeți? Nu știu. Sau posibil înlocuitor? Nu e obligatoriu să fie un membru al Senatului. Nu știu pe cine au în vedere, dacă au în vedere. Cred că lucrurile s-au precipitat destul de rapid și nu știu dacă există în momentul de față vreo propunere în acest sens. Când spuneți asta, vă referiți la faptul că ar putea să fie parlamentar, dar deputat, sau poate că ar trebui să fie un independent? Poate să fie un jurist, trebuie să fie un jurist care să îndeplinească condițiile pe care le cere legea pentru a ocupa funcția de judecător la Curtea Constituțională. Nu orice jurist poate îndeplini aceste condiții. Dar nu neapărat și politician. Eu v-am spus că trebuie să fie un jurist, dacă mă înțelegeți.